dar să mergem în România. Ei pot să facă. Și eu m-am adresat lui, domnul Moroșan, că băi, nu se face așa. El ne-a spus, morți cu morți, vii cu vii. Am mai zis, noi mergem mai departe. Astăzi, ca oaspeți, avem reprezentantul Consulatului General al României la Cernăuți, dar simba ceva că nu știu cum. Că el nu e lături. Lucian Andrei. Andrei. Mă scuzați că nu. În urmă avem oameni președinte societății raionul Golgota, raionul Cheța, domnul Vasăloare. Uitați-vă, el nu este. De la Mihorena avem doamna Alexandrina și cu doamna Viorica. De la raionul Cheța avem domnul Boac. Din România, din Rădăuță, avem pe domnul Nicolovici. El reprezintă Asociația Trei Grăniceri din 1800. Cadrul în rezervă și Da. Și aceea. Înființată nouă. Domnul Lepce este împreună cu noi, directorul Centrului de Cultură și Păstărarea Muzicii din Bucovina. Și vreau să mai fac încă o mică precizare. Dar ce nu numești pe Bâncu? Păi este gazete de aici și așa noștri, e totdeauna. De la Rosa, este președinta societății Golgota de la Rosa, filială doamna Maria Eudachievna. Și vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că sponsorizarea acțiunii noastre, o parte, este făcută de centru care îi conduce domnul Lepce. Și îi mulțumim frumos. Și ca să mergem mai departe, îl poftim la cuvânt pe domnul Vasile Caralașciuc. Poftim, domnul Vasile. Aici. Primul rând, aici. Experiența noastră are studiul.